Bine v-am găsit la conferințele Caiete Silvane, un proiect al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, o instituție a Consiliului Județean. Un proiect care încearcă și în mediul online să vă transmită, să vă provoace la dezbateri, la meditații despre cultură, despre implicațiile culturii în ziua de astăzi, în viața de astăzi. Am ales astăzi să vorbesc despre pandemie și cultură, pentru că la 1 octombrie 2010 s-a înființat instituția noastră, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. O instituție în subordinea Consiliului Județean Sălaj, o instituție care de la începuturile ei are în componență secția de conservare și promovare a culturii tradiționale, revista și editura Caiete Silvane, Ansamblu Folcloric Meseșu, Școala Populară de Arte și Meserii. Sărbătorim această aniversare în condiții speciale, ca toate instituțiile de cultură din țară și nu numai din țară. Pandemia a lovit extrem de puternic și în activitatea tuturor instituțiilor de cultură. Și cu atât mai mult, în aceste condiții tulbure, mesajul meu, mesajul nostru este că instituțiile noastre, instituțiile de spectacol, teatrele, operele, operetele, ansamblurile folclorice, filarmonicile, școlile populare de arte și meserii, revistele și editurile merită sprijinul vostru. Sigur că încercăm să transmitem mesaje, mai ales online. Nu știu cât de percutante pot să fie mesajele noastre. Mulți români, deci mulți sălăjeni, se plâng de lipsa contactului fizic cu artiștii, cu actorii, cu scriitorii. Pandemia ne-a obligat în acest an să nu putem organiza mai multe evenimente culturale de tradiție ale instituției noastre, zilele revistei Caiete Silvane, Festivalul Internațional Primăvara Poeziei, Festivalul Internațional de Folclore Cor Meseșene și nu numai acestea. Ne-am mutat ca și alții în online, dar cred că această variantă este un surogat, așa cum era pe vremuri nechezolul, cei care își mai aduc aminte de acest înlocuitor ceaușist al cafelei. Sunt vremuri dramatice. Un profesor care ne tot povestește nouă la televizoare sau pe televizoare despre evoluția pandemiei în România spunea zile trecute că suntem în valul 2 al epidemiei cu noul coronavirus. Ciudat, nu știam că am trecut de valul întâi sau când s-a terminat așa zisul prim val. Pare să nici autoritățile nu știu, își dau cu presupusul și autoritățile medicale și alte autorități, își dau cu presupusul în condițiile în care tot mai mulți români se cumpriși de spaime, sunt cuprinși de frică, o frică pentru ziua de mâine, nu numai din perspectiva locului de muncă, cât și a vieții, a destinului lor pe acest pământ. Din păcate, nici în acest an, autoritățile noastre dragi nu au făcut mai nimic în sensul dezvoltării sau măcar a supraviețuirii sectorului cultural. Aduceți-vă aminte că multe luni și în starea de urgență și pe urmă în starea de alertă, multe teatre au rămas închise, filarmonici, opere, au avut loc aici colo câte un festival. Și nu știu dacă e neapărat bine. Eu cred că nu. Eu cred că
în pandemie, sectorul cultural merită să fie sprijinit pentru că acum poate e un răgaz. E un răgaz benefic pentru dezvoltarea, pentru încurajarea lecturii, pentru încurajarea spectacolelor originale. E poate timpul pentru a sprijini artiștii originali, nu cei care cântă mai mult sau mai puțin după ureche piesele altora. În alte țări, sectorul cultural a fost sprijinit puternic de stat și din perspectiva ideii că fără cultură, fără educație, o societate nu numai că nu poate supraviețui, nu poate exista. Noi încă bâșbâim, din păcate, și din această perspectivă și în campania electorală pentru alegerile locale, campanie care s-a încheiat de câteva zile, nu am auzit, cel puțin eu, nu am auzit decât asfaltări, investiții, asfaltări, investiții. Sigur că trebuie și asemenea lucruri făcute, dar de 30 de ani asta aud cel puțin eu, autostrăzi, șosele de centură sau șosele ocolitoare, canalizări, aproape nimic despre cultură, aproape nimic din perspectiva unor politici publice, nu din perspectiva unui spectacol sau altul. Sper că după noua campanie electorală, urmează o altă tură de alegeri, alegerile pentru Parlamentul României, totuși, acest sector cultural merită regândit și merită încurajat. Oamenii, chiar dacă sunt speriați, românii, chiar dacă sunt speriați, sau cei care trăiesc în România, chiar dacă sunt speriați de această imensă tragedie a pandemiei, merită să li se dea o speranță, să li se spună că nu pot să trăiască doar cu ceea ce li se livrează în mass media sau de o anumită parte a mass media. Cu siguranță nu vom putea trăi doar în online, nu vom putea trăi doar virtual. Este un surogat. Alți oameni de cultură spuneau că internetul înseamnă, în fapt, sfârșitul culturii. Sunt oameni de cultură serioși care au spus asta. Nu aș fi, poate, atât de dramatic cum au fost ei, dar, în orice caz, există un pericol real de a ne transforma în personaje virtuale, în oameni care nu există de fapt, oameni care nu mai pot să povestească unii cu ceilalți. Educația, cultura nu aduce o bunăstare vizibilă, directă, dar poate să aducă o bunăstare în suflete, poate să ne aducă liniștea, speranța, acea lumină de care vorbesc mulți. Eu cred că vremurile vor fi, din păcate, tot mai rele și am ținut, printre altele, să vă spun aceste lucruri și pentru că nu sunt de acord cu această masificare incredibilă a societății doar înspre ceea ce înseamnă partea materială a lucrurilor. Sigur, sunt tot felul de conspirații sau de teorii ale conspirației. În general, oamenii nu au încredere în autorități, cu toate că și acum la alegerile locale au ales, din păcate, de multe ori oameni care nu au nicio legătură cu realitatea. Oameni care și-au dorit pur și simplu doar să ajungă într-un post sau altul, mai mult sau mai puțin călduț. Nu știu ce va fi. Nu sunt un prezicător. Dar după atâția ani, cred că prin lectură, prin poezie,
prin spectacole de teatru, prin filme. Lumea poate să fie măcar mai respirabilă. Trebuie sau merită să nu-i mai lăsăm pe români, pe toți cei care trăiesc în România, să trăiască cu această frică, cu această spaimă, să ajungă roboți, mai mult sau mai puțin virtuali.